Inițial, Sergio a spus că a refuzat să ofere interviu după finală, în cadrul emisiunii Mira sa Confesiuni, pentru că a discutat mai multe lucruri cu cei de afară, cu familia, dar nu a spus exact despre ce e vorba. Însă, puțin mai târziu, tot în cadrul aceluiași interviu, a zis că pe grupurile lor au apărut extrase de cont cu câți bani au fost băgați în voturi pentru cei doi că au fost foarte dezamăgiți susținătorii de faptul că nu au câștigat preferații lor, și anume Sergiu și Madi, și atunci au fost fătuiți să nu mai meargă la interviu, să meargă ceilalți. Dar apoi spunea Sergiu că a primit multe mesaje în care li se oferea sfatul să meargă, să-și spună punctul de vedere și să ofere acest interviu, așadar de aceea au venit puțin mai târziu la emisiune. Din ce știu eu, nu prea pot să refuzi asta, cel puțin așa dădeau de înțeles foștii concurenți, care la fel erau în sezoanele trecute sfătuiți să nu mai meargă la emisiune, la confesiuni, dar până la urmă și-au făcut apariția și Sergiu Cumadi.